cununa petrolului. Suntem așadar la ediția a 8-a și astăzi ne aflăm aici pentru secțiunea de muzică populară, care se va desfășura pe cele trei categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-19 ani. Festivalul se află sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Organizatorii festivalului sunt Cercul de Muzică Art Canto de la Clubul Copiilor Moreni, filiala Palatului Copiilor Târgoviște și Asociația Școala Art Canto Morena, în colaborare cu Consiliul Local și Primăria Municipiului Moreni, mereu alături de talentul tinerilor. Mulțumim pentru sprijinul acordat la nivel județean, partenerilor noștri, Consiliul Județean Dâmbovița și Centrului de Cultură Județean Dâmbovița. De asemenea, aducem mii de mulțumiri sponsorilor și partenerilor noștri. Societatea de Ingineri, Petrol și Gaze, Centrul de Pregătire și Instruire Câmpina, Clubul Flacăra, Liceul Tehnologic de Petrol Moreni, SC Trading Farm, SNP Coman și Tronici, SC Parc Industrial Moreni, Restaurant Lac, Restaurant Valahia, Hotel Valahia, SC Vanessa SRL, Petrom Service Moreni, Florăria Iris, Florăria Orhidea, SC Asuc Moreni, Asociația Culturală Gold Music, SC vs. Impex, Timbark Maspex România, Hofigal, Mobila Dalin, întreprinderii individuale Adrian Crețoiu. Pentru toată această implicare, vă rog aplauze. De asemenea, trebuie să amintim și de Comitetul de Organizare. Mulțumim domnului Adrian Stângă, doamnei Ecaterina Ionescu, doamnei Alexandre Ioniță, Cosminei Pupezescu, Comitetului de Părinți de la Cercul Art Canto Morena și aplauze și pentru doamna director al festivalului, Daniela Călineț. Spunem bună dimineața și astăzi distinsului juriu, compozitor, textier, interpret, domnul Mihai Constantinescu. Multiinstrumentist, compozitor, textier, interpret, orchestrator, domnul Laurențiu Cazan. Artist, compozitor, profesor, domnul Adrian Daminescu. Etnograf cu numeroase cercetări de teren în care au în prim plan satul tradițional, reprezentant al Centrului Județean de Cultură, doamna Adriana Cuciureanu. Interpret de muzică populară, prietena noastră dragă, moreneanca noastră, căreia în momentul ăsta țin să-i mulțumesc pentru frumosul costum pe care îl port astăzi, doamna Corina Dragomir. Muzicolog, realizator de emisiuni, coordonatorul redacției de muzică ușoară Radio România, președintele juriului, domnul Titus Andrei. Mulțumesc! O secundă! Sunetul! Mulțumesc doamnei Corina! Va prelua răspunderea la această secțiune împreună cu doamna de la județ, așa că toată greutatea va fi aici. Toate mulțumirile către dumnealor, toate nemulțumirile către mine și Mihai Constantinescu. Bun, deci înțelegem că vor fi delegate ca președinte ale juriului pentru secțiunea de muzică populară. Corect. Da? Da. Bun, aplauze. Mulțumim pentru că în aceste zile au fost alături de noi și cei din presă. Mulțumim Radio România, Columna TV, Incomod, Șoc Dâmbovițean, Radio Minisat, Jurnal de Dâmbovița, Ziarul Dâmbovița, Gazeta Munteniei.
Și în mod special ne bucurăm că ne-am întâlnit aici, să-i spunem, o mică Românie, nu? Pentru că am avut concurenții și avem concurenții din mai multe zone ale țării. Așadar, le-am urat bine au venit și sperăm că v-ați simțit bine la noi, Palatul Național al Copiilor București, Palatul Copiilor Pitești, Târgu Jiu, Brașov, Drobeta, Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Arad, Ploiești, Călărași, Botoșani, Sibiu, Neamț, Satu Mare, Galați, Craiova, Sfântul Gheorghe, Brăila, Ploiești, Buzău, Miercurea Ciuc, Vaslui, Târgu Mureș, Iași, Timișoara, Târgoviște, Clubul Copiilor Vălinii de Munte, Vălticeni, Rovinari, Berca, Târgu Neamț, Sector 5 București, Întorsura Buzăului, Moinești, Codlea, Costești, Slănic Prahova, Băicoi, Breaza, Horezu, Bălticești, Toplița, Fetești, Predeal și Moreni. Înainte de a da start concursului și de a începe cu prima categorie de vârstă, aș vrea să anunț toți concurenții că la finalul celor trei categorii va avea loc o paradă a costumelor populare prin centrul orașului. Așadar, o să vă mai anunț pe parcurs ca să ne dăm seama exact de oră. Când se va termina secțiunea, o să-i rog pe toți să vină aici în culise, de aici se va da startul și veți pleca într-o plimbare frumoasă prin centrul orașului pentru ca morinarii noștri să poată admira costumele frumoase populare din toate zonele țării. Așadar, vă rog să nu vă schimbați. Bun. Începem acum cu categoria 70 ani și o vom avea ca primă concurentă pe Roncea Vanessa, care este de la Clubul Copiilor Moreni. În tabelă o să o găsiți la numărul 11. Ea are 9 ani și va interpreta Balada Mărului și cântec propriu-zis Ieși măicuță la părtiță. Succes! Foaie! Cel străin ca măr dulce-n drum, cine pe drum trece nu-mi-l locolește. Dorește trece străina dă cu prăjina crengile îi frânge. Mulțumim, Vanessa! Mulțumim frumos! Vom anunța de acum, ca să nu fie copiii timorați să se creadă că eu știu, oprim, nu are nicio legătură cu ei anume, pur și simplu toți copiii vor cânta la baladă sau doină o strofă. Deci ca să se știe, nu are nicio legătură cu tine, Vanessa, continuă, te rugăm frumos. Thank you.
ta cu flori, măi, măi, să-ți afloarea ce-a aleasă, s-o facă mândră mireasă. Continuare, Mădălina Anuța, de la Palatul Copiilor Târgu Jiu, are 9 ani, este pregătită de doamna profesor Cristina Oltean și va interpreta pentru noi doina Amărâtă Turturea și cântec propriu-zis Azi cu dor, mâine cu dor. Cum ziceai că nu-s frumoasă, nu-s frumoasă,
mulți băieți din minți am scos. Nu-s frumoasă, nici noi fi. Mulți băieți o-i amăgi. Nu-s frumoasă, nici n-am fost. Mulți băieți din minți am scos. Nu-s frumoasă, nici noi fi. Mulți băieți o-i amăgi. De la Clubul Copilor Băicoi, o invităm alături de noi pe Claudia Băjenaru. Ea are 8 ani, este pregătită de doamna Bianca Constantinescu și va interpreta doina Maică mai crescut de mică și cântec propriu-zis, bate... Doina, mă uitai la răsărit și cântec propriu-zis, crescui... Nu, le-am încurcat. Mă scuzați, se mai întâmplă, aplauze! Bun, deci de la Clubul Copilor Băicoi, Maică mai crescut de mică și când te-ai propriu-zis, bate vântul cetină. Succes! Mai crescut, Maică de mică, de-am ajuns am ajuns mare voinică, cu ochii mă privegheai, cu dragostea mă
Am ajuns la numărul 3. Maria Cantoriu, de la Clubul Copilor Rovinari, are 10 ani, este pregătită de doamna Emilia Drăgătoiu Nanu și va interpreta doina Mă uitai la răsărit și cântec propriu-zis Crescui gorjule cu tine. Succes! Ai foaie, verde mărgărit, mă uitai la răsărit, văzui primăvara. Și pe albine, pe fluturi și pe albine, pe frunza de mărăcine. Elisabeta Cuibar, de la Târgu Neamț, are 10 ani, este pregătită de o doamnă profesoară pe numele ei Maria Tănase, sperăm să-i poarte noroc, când va cânta doina Fluieră un tren în gară și cântec propriu-zis Colon Vale în poieniță. Succes! Cătănie, cătănie, mulet amarnie adusni. Lasă-te în
lacramat, fără fișor în ograd. O ramas plug în ogor, boișorii în ocol, inima arsă de dor, fișorul mamii, fișor. C-o să știi iarba, c-o să știi măi și iară măi, cu ochii-n zare privește măi și iară măi. Eu îi duc tati mâncare măi și iară măi, că-s fata și-i mai mare măi și iară măi. Lungă măi și iară măi, cu dor mă privește lungă măi și iară măi. Lasă coasa la pământ măi și iară măi, el prânzește și eu cânt măi și iară măi. Că așa cânt eu cu dor măi și iară măi, de dragul părinților măi și iară măi. Coboară-n valii măi și iară măi, vine mama pe cărarii măi și iară măi, cu sora și frățiorul măi și iară măi, tata-și potolește dorul măi și iară măi. Învârtim iarba cu furca măi și iară măi, cu tata și cu mămuca măi și iară măi. Așa trăim fericiți măi și iară măi, lângă ai noștri părinți măi și iară măi. Mulțumesc! În continuare, Ioana Dima de la Palatul Copilor Pitești. Are 9 ani, este pregătită de domnul Claudiu Pană și va interpreta doina Amărâtă Turturea și cântec propriu-zis Câmpul Lung, Oraș de Munte. Bună ziua și bine v-am găsit! Amărâtă Turturea, când rămâne singurea, pune cuib într-o nuia, bate vântul și-l ia. Și să duce și să pierde în mijloc de codru verde, se pierde în pădurea dâncă, nici nu bea, nici nu mănâncă, da, of, of, nici nu bea, nici nu mănâncă. Mulțumesc! Yo!
mai bun nor, ce bine am mai petrecut mai de nor. Când eram la campul lor, când eram la campul lor mai de nor. Campul lung oraș frumos, la mai mulți e drăgăstos. Campul lung oraș de munite, încărcat cu doruri. Campul lung oraș frumos, la mai mulți e drăgăstos. Campul lung oraș de munite, încărcat cu doruri multe. Foaie verde ca libanul, cu cine-mi petrec tot anul e-a nou. Cu Gheorghiță băietanul, cu Gheorghiță băietanul e-a nou. Măi Gheorghiță Gheorghelaș, dragul mătrei băiețaș, te-am iubit de copilaș și acum te-mă las. Măi Gheorghiță Gheorghelaș, dragul mătrei băiețaș, te-am iubit de copilaș și acum te-mă las. Gheorghiță Gheorghelaș, unde te duce mă lași mai mari? Dragostea adună-n șovară, vrei ca să o strici într-o seară mai mari? Ții minte că ne iubeam, toate florile nu floreau, colo jos în puieniță, când veneai să-ți da borință. În oraș la câmpul lung, ce bine am mai petrecut. Câmpul lung oraș de munte, încărcat cu doruri multe. Vă mulțumesc din suflet! În continuare, de la Palatul Copiilor Târgu Jiu, Daria Bugă, în vârstă de 10 ani, este pregătită de doamna profesor Cristina Olteanu, va interpreta doina Modusei pe lângă Jiu și cântec propriu-zis, Mâine-i cuță, nu uita. Foaie verde, trei lămâi, Modusei pe lângă ne-am iubit de copii, să-mi văd dragostea din tâi. Ai, mâine-i cuță, nu uita,
Avem o concurentă și de la Palatul Copilor Sibiu, se numește Maria Florea, are 7 ani, este pregătită de domnul Claudiu Botoroagă, va interpreta balada Codrule ce te mândrești și cântec propriu-zis Poartă-te mândruță poartă. Succes! Codrule ce te mândrești, codrule ce te mândrești, căci așa de tânăr ești. Azi or mâine, cine știe, azi or mâine, cine știe, codru-i fior o pustie. Păsărică mică, mică din ogor, nu cânta așa drăguță, nu cânta să mori. Laila, 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 la, că nu-i cine să te întrebe oare de ce mori? Bianca Mirică de la Palatul Copiilor Brăila, în vârstă de 9 ani, este pregătită de domnul Gigi Dobrescu și va interpreta Doina Dunărea, Dunărea mea și cântec propriu-zis
ciobănași din Iaslovăț. Succes! Dunăre, Dunărea mea, adul tu pe neicuța măi, cu luntra ca să mă ia. S-a culcat, măi, să vină pe înserat, când măicuța s-a culcat, măi. Miruna Neaga, de la Clubul Copiilor Berca, are 9 ani,
este pregătită de doamna Florentina Popescu. Va interpreta balada lui Gheorghiță și cântec propriu-zis S-a sculat Maica în zori. Succes! Balada lui Gheorghe Laș. Bine v-am găsit! Bine ai venit! Foaie verde pe liniță, cine miurcă pe istriță? Badea capitan Gheorghiță, fecior daline goiță. Negoiță din Cislău, de pe plaiu de Buzău. Mulțumesc! Dacă se află în sală, să vină în culise. Între timp, trecem la numărul 12, Andreea Roman, de la Palatul Copilor Brăila.
Are 10 ani, este pregătită de domnul Gigi Dobrescu. Va interpreta balada Șarpelui și Fedeleșul. Succes! Strigă mila printre lungi, printre lungi, prin voi adânci. De 3 zile de când strigă, taică sumil auzea, și-așa pe mil l-a întrebat. Milo, Milo, dragul tati, oroile ai pierdut, ori gălbiorii ai sfârșit, oricineva te-a bătut, oricineva te-a bătut. Alunecat, lai la lai la lai la lai la, s-o joace întregul sat, lai la 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 la. Și iar verde pelin, hai veniți cu toți în ora s-o împărtim și să o rotim, la la la, țineți linș alunecat, lai la lai la lai la lai la, s-o joace întregul sat, lai la 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 la. La la la, rodițiule gânat, haideți legănat, fetele și-am învățat, dar am învățat, la la la, joacă fete și băieți, la 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 la, se rotesc în fetele și la 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 la. Frunză verde limpelin, verde limpelin, trageți ora tot mai lin, ora tot mai lin, la la la, țineți lin și-alunecat, la 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 la, s-o joace întregul sat, lai la 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 la. Și iar verde pelin, hai veniți cu toți în ora s-o urmărim și să o rotim, la la la, țineți lin și-alunecat, lai la 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 la, s-o joace întregul sat, lai la 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 la. Țineți lin și-alunecat, lai la 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 la, s-o joace întregul sat, lai la 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 la. Ne aflăm acum la ultimul concurent de la prima categorie, 70 ani. El se numește Fabian Tilvescu, vine de la Palatul Copiilor Târgu Jiu, este pregătit de doamna Cristina Olteanu, are 10 ani și va interpreta doina Când aud cucu cântând și cântec propriu-zis Vino mândro la fântână. Succes! Și-am zis verde, margarit, când șuierând mă fac broască la pământ, mă fac broască la pământ, numai cu cu să-l ascult.
m-ai ascultat, apă din un cioi mi-ai dat și mi-ai dat mândrăgura de nu te mai pot uita. Mulțumesc! Am terminat categoria 70 ani cu un băiețel și începem categoria 11-14 ani tot cu un băiețel. Se numește Andrei Antonescu. Nu uităm, da, de parada costumelor populare, care va avea loc la sfârșitul categoriei 15-19 ani. Deci, dragi concurenții, vă rog să nu vă schimbați, rămâneți în costumele populare. Ne vom întâlni în culise, de acolo se va da startul și vom pleca într-o frumoasă plimbare prin centrul orașului. Da? Deci, Rădulescu n-a fost până la urmă? Nu. Putem începe? Ok. Bun. Spuneam că începe în categoria 11-14 ani, tot cu un băiețel. Se numește Andrei Antonescu, vine de la Clubul Copiilor Băicoi, are 11 ani, este pregătit de doamna profesor Bianca Constantinescu, va interpreta doina Măi mândruță de pe grui și cântec propriu-zis Bună seară, mândră bună. Succes! Bună ziua! Bună ziua! Foaie verde-a bobului, măi linoleano. Foaie verde-a bobului, măi mândruță de pe grui, măi dragostea mea pentru tine, linoleano. Dragostea mea pentru tine arde-n macii din coline. Thank you.
bună seara, mândră bună. Asta-i seara de pe urmă. Asta-i seara de pe urmă, care te mai țin de mână. Mândră când o-i mai vedea, eu nu știu. Bună seara și-aș pleca, nu mă dur de dumneata. Mulțumesc! Din Târgoviște vine Maria Magdalena Banu, în vârstă de 14 ani. Este pregătită de doamna Mirabela Nica și va interpreta doina Mădusei Seara pe Lună și cântec propriu-zis Schimbă-ți Gheorghiță Cărarea. Succes! Bună ziua! Foaie verde de o lună, mădusei seara pe lună, la o floare din grădină, ce-mi-e mie soră bună. Ca s-o întreb de ce-n grădină, pleacă fruntea și suspină. Eu mă plec, floarea-mi răspunde, un dor greu azi mă pătrunde. Mulțumesc! Femeierea, ea pe mine nu mă vrea, măi, măi.
De la Drobeta Turnu Severin vine Sorina Boboruță, are 13 ani, este pregătită de doamna profesor Doina Durdan. Va interpreta Doina De când maica m-a făcut și cântec propriu-zis Eu sunt fată de la munte. Succes! Bună ziua! Frunzulița mărgărit, frunzulița mărgărit, ce când maica m-a făcut, eu cu Doina am crescut. Doina, Doina, Doina cântec dulce. Aș mai duce și când Doina legănată ce la muica învațată și când Doina legănată ci la muica învațată. Bravo! Păi mărunce, eu sunt fată de la munce, de la izvoarele cerni, tot mai tii munții izverni. Sunt crescută la izvor, hai da, hai, dorule, hai, în inima munților, hai, dorule, hai. Sunt crescută la izvor, hai da, hai, dorule, hai, în inima munților, hai, dorule, hai. Port poale și șupac, oprișel cu florișele și prașele sub țerele. Legătura strânsă bine, hai da, hai, dorule, hai, doar să vă uitați la mine, hai, dorule, hai. Legătura strânsă bine, hai da, hai, dorule, hai, doar să vă uitați la mine, hai, dorule, hai. Joc tanțul ca la munce, marunțel și apasat, cu târcol și legănat. Eu să pentru nasă sculce, hai da, hai, dorule, hai, dansul nostru de la munce, hai, dorule, hai. Dansul nostru ce din munți, hai da, hai, dorule, hai, mi-s fată din mie cinț, hai, dorule. În continuare, Carlos Mihai Borș, de la Clubul Copiilor Rovinari, are 13 ani, este pregătit de doamna Emilia Drăgătoiu Nanu, va interpreta Doina Plugului și cântec propriu-zis Murgule cu amă frumoasă. Succes! Mulțumesc! Hai, foaie verde mărgărit, și-am săpacu cu un plug, cu
cucu, să-mi țină de coarne dragostea, să-mi pună boabe, iar mândruța ca o floare să-mi aducă de mâncare. Ce mai viață duc eu, Doamne, năcăjit, Părintele Pogoane. Ioan Lucian Butilcă, de la Palatul Copiilor Sibiu, are 11 ani, este pregătit de Claudiu Botoroagă, va interpreta doina Jelei tare Codrului și cântec propriu-zis Vin ciobanii. Bună ziua! Jelei tare Codrului, Jelei tare
plânge. Păi că le plouă și le ninge. Și n-are cine le încinge.
Am ajuns la numărul 7, Larisa Cârlucea de la Clubul Copiilor Rovinari, are 14 ani, este pregătită de doamna Emilia Drăgotoiu Nanu, va cânta doina Și de când n-am fost haiduc și cântec propriu zis Mi-am pus busuioc în păr. Ai, firai tu să fii de cuc, firai tu să fii de cuc, vara vivara te duci, nici nu treci toamna, nu strângi. Mă mir iarna unde duci, lele, mă duc în țării de păr, tate, ca să scap de cel mai frate. Și mă-ntorc la primăvară, că mi-e dor de-a voastră țară, când prin frunza codrului tot de dragul plugului. Ajutăm cu farmecul tău, busuioc. Mi-am pus busuioc ca să nu mai, ca suflețe să-mi șeveie, să mă mântăie și să-mi spie cine iubitul și cine îmi este sortitul. Măi busuioace, măi busuioace, peșile alege dar mai frumușel, busuioc. Păi zică lumea orice ce Palatul Copilor Buzău, are 11 ani, este pregătit de doamna Florentina Popescu, va interpreta doina Lume, Lume și cântec propriu zis Visai pe murgul legat. Succes! Bine v-am găsit! Bine ai venit! O, fo, fo, fo! Lume, lume,
câtă jale-ai în tine. Toată a venit la mine. O, fo, fo, fo. Cine jalea mea ar lua? Cine jalea mea ar lua? Dacă așa eu i-aș da. Copilor Râmnicu Vâlcea vine Lorena Găinușe. Ea este pregătită de doamna Valentina Baldovin, are 12 ani, va interpreta balada Cine iubește și lasă și cântec propriu-zis Mărie și Mărioară. Bună ziua!
Pedeapsă Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Târâișul șarpelughi și pasul gândacul furnica de furnică. Mulțumim frumos! A fost o discuție, cred că n-ați fost aici, copii. Deci vă rog din suflet, toată lumea cântă câte o singură strofă din doină sau din baladă, da? Da. Ok. Mulțumesc!
Mai departe, numărul 10, Ligia Gherghinescu, de la Drobeta, Turnul Severin, are 14 ani, este pregătită de doamna Doina Durdan, va interpreta Doina Câte gânduri are omul și cântec propriu-zis Au ce griji și ce nevoi. Succes! Bună ziua și bine v-am găsit! Foaie verge ca bojorul, ce gânduri are omul. Omul are gânduri mule ce geaia bătrânește iuce. Geaia bătrânește iuce, că ce are, că ce-și face, dorul nu mi-l lasă-n pașe. Că dacă mi-l ar lăsa, măi, omul tot cinar ar sta. Omul tot ce n-ar sta. Au și griji și nevoie, Doamne, că mă iubesc noi. Au și griji și nevoie, Doamne, că mă iubesc noi. Amândoi mor după mine și știu, Doamne, că nu-i bine. Amândoi mor după mine și știu, Doamne, că nu-i bine. Când am vrut eu mai ce mult, nici unul nu m-a iubit. Când am vrut eu mai ce mult, nici unul nu m-a iubit. Dar acum am făcut de mine, amândoi mor după mine. Că pe cear gândesc în voi, în țigarea amândoi. Și v-aș mai spune ceva, mă iubiți și al treilea. Și v-aș mai spune ceva, mă iubiți și al treilea. M-ar iubi și el cu foc, la picică n-are loc. M-ar iubi și el cu foc, la picică n-are loc. Pe tine iară cum ești, ai zis că nu mă iubești. Și-acum nebună ai fi, niciodată te-ai iubit. De la Palatul Copilor Brăila vine Diana Nuțu, în vârstă de 11 ani, pregătită de domnul Gigi Dobrescu, va interpreta Doina Mă întreabă măicuța în prag și cântec propriu-zis Pandelașul. Succes! Frunzuliță fo. Ca să-i spun ce-i
Cine mi-e drea? Uite așa va zile zi, doamna la cules de vii, celebre ca pe la noi, geam paralele flăcăi. Ajuns la numărul 12, Miruna Panduru, de la Drobeta Turnu Severin, pregătită de doamna Doina Durdan, are 13 ani, va interpreta Doina Blestem și cântec propriu-zis Sunt o floare mehedițeană. Cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, măi. Așa. La furgașenina n-al meu cu ochii negri, e lor negri, eu căpui să-i na-na-na munce soi, că-i leagă nudohului de brațele și piopui. Nana, vino în geala clahideță drag, ce ochii mei din bulna șeaptă să-i
dragostea lui veșnicie. Vino cât o fi să fie iubitui la vremea lui. Cu mâini glasul cocodoi cântă frumos prin pădure, cântă și dacă rămâne. Să trăiesc cu și mi-i drag, numai prin codru să fiu genimic, să nu mai știu să dorm fără căpătâi, pe brațele și iogui. Dormirea-i lume ca mine, legănată ce iubire. Dormirea-i lume ca mine, legănată ce iubire. În mijlocul codrului, că nu spune nimeni. Am ajuns la numărul 14, Medana Pârjan, de la Palatul Copilor Drobeta, Turnul Severin, pregătită de doamna Sița Novag, are 11 ani, va interpreta doina Foaie Verde Treia Lune și cântec propriu-zis Cine n-a iubit nu crede. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ai venit! Ai foaie verge treia lune, ce mie mi-e drag pe lume, poate ce-au age pe culme, pardosită cu alune, că ea ce vege nu spune. Și ce vege dragostea, și ce vege dragostea, n-o spune la nimeni. Iar ce vege vreun iubit, el rămâne neștiut. Să calce pământul uscat, să moară că nu-i păcat. Dar acum să-l chem cu plată, nu mai vine niciodată. Și, și yo, fo, fo. Să văd la mijloc ce ai, că tu nu
Mulțumesc frumos! Mai departe, Mihaela Puiu vine de la Blejoi, are 11 ani, este pregătită de domnul Nicolae Vicol și va interpreta balada Eroului Necunoscut și cântec propriu-zis Bate vânt ușor de munte. Succes! Mulțumesc! Floare albă și bătută fof, hai vino pe câmpul de luptă fof, să vezi verii mei cum luptă, Ploștinaru, de la Drobeta Turnu Severin, are 12 ani, este pregătită de doamna Sița Novac, va interpreta doina Foaie verde ca bujorul și cânte propriu-zis Foaie verde ca luna. Foaie verde ca bujorul, câte gânduri are
omul. Omul are gânduri mulese, de-aia în bătrânește iuce. De-aia în bătrânește iuce. Cât ce are, cât ce-ți face, doar un umil lasă-n pace, că dacă mi-l-ar lăsa și n-ar sta, omul tot și n-ar sta. Foaie verde ca luna, sara când răsare luna. Sara când răsare luna, trăcui cealul, trăcui culmea. Dorule, tu ești nebun, mă vor ce sculță pe drum, ce sculță fără bas, mamă. Mă mirunge, măi dușa. Și iar verge ca luna, sara-mi scârțâie fântâna. Sara-mi scârțâie fântâna, neca-mi face să mânc cu mâna, cu mâna cu mâneca, care să-mi spună ceva, cu mâna cu balaria, să mă ducă-i coaptă via. Ca să-i sărut gurița, ca să-i sărut gurița, măi, gurița și ochiul al drept, ca la mă face să aștept. Gurița și ochiul al stâng, ca la mă face să plâng. Gurița și ochiul al stâng, măi, ca la mă face să plâng. Amărâtă-i dragostea, te sucește cum vrea ea. Noaptea, noaptea pe fulgerătură, pentru un pic pule se cură. Noaptea pe fulgerătură, pentru un pic pule se cură. Și iar verge ca luna, sara când răsare luna. Mă vor ce sculță pe drum, ce sculță fără bas, mamă. Mă mirunge, măi dușa, dorule, tu ești nebun. Mă vor ce sculță pe drum, ce sculță fără bas, mamă. Mă mirunge, măi dușa. Vă mulțumesc frumos! Mai departe, numărul 17 în concurs, Denisa Rujoiu de la Palatul Copiilor Târgoviște.
Are 12 ani, este pregătită de Cristina Gheorghi Laș și va interpreta balada lui Radu Anghel și Mâinicuță pui bălari. Succes! Hai, lile, 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 lea, măi, ce neică și-am zis verde de-a vrămeasă. Hai, sufagul cu frunză deasă, sufagul cu frunză deasă, și-a de Radu ca-ntr-o casă, cu 10 voinici la masă. Hai, frunzulița bobilor, bobilor și teilor, măi, sus pe dealul grecilor, deasupra cândeștilor, îi hotarul hoților, măi, și frica ciocoilor. La fagul cu umbră deasă sau voinicii ca într-o casă, de poteră nu le pasă, de poteră nu le pasă. Sărutai și ce gură dulce aveai, puișorul meu. Nu mai vii precum veneai, că din prag mă sărutai și ce gură dulce aveai, puișorul meu. Mi-era leac la orice rană, mi-era leac la orice rană, puișorul meu. Dulce ca vinul din cană, mi-era leac la orice rană, mi-era leac la orice rană, puișorul meu. Cui zâmbești, pe mine mă opolești. Poate te-ntorci vreodată, îți las poarta descuiată, îți las poarta descuiată, puișorul meu. Poate te-ntorci vreodată, îți las poarta descuiată, îți las poarta descuiată, puișorul meu. Mulțumesc! Tocmai de la Botoșani a venit la Morini Elisabeta Șeremet, pregătită de doamna Elena Foca. Are 11 ani, va interpreta balada La moară la balaban și cântec propriu zis Hai la joc, bade la joc. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ai venit! Foaie verde, baraboi, la moară, la
și un car cu patru boi, încărcat cu papușoi. Da-și în urma carului un șocoi al dracului. Da, bună ziua, măi, românii! Mulțumesc, șocoi de câine! Măi, românii, tu ești bat? Latri, șocoi, gulăra, ditri, zelina, mânca și tu spui că eu sunt bat! Da, șocoiul dracului nu iartă sarmanul lui. Pune mâna la un blit și scoate un biș plumbuit. Da-și de sărmanului două din rupică meșa nouă. Jo mai dridri dridri dara când un poșe de pe loc mai dridri dridri da e te bade după mine dridri dridri dara că eu știu ca să joc bine dridri dridri da șai sta kișer mai doare și cu ai sta joc mai tare ai sta kișer mai scurt și cu ai sta bat mai mult. Linda? Așa? Bun. Trecem mai departe. Denisa Viziru, de la Palatul Copilor Vaslui, pregătită de Adrian Călin, are 14 ani, va interpreta doina Uită-te lume la mine și cântec propriu-zis Cine dor în lume n-are. Uită-te lume la mine, uite-te măslini că eu știu ai zi și gini șapo. Thank you.
pasăl și mani. Nisarea așa sărată mai băniță, nici frunza din uscat mani. Dar când noruț va și în inimă rană, l-ai dat lumii de pomană. Și-aș merge pe zi lumină, măi băniță, să-l dai de la rădășină, mani. Și să rog în cloșca puii și-a strucă, aș pleca cântând prin lungă. Palatul Copilor Sibiu vine Cristina Vlad, în vârstă de 11 ani, pregătită de domnul Claudiu Botoroagă. Va interpreta doina Codrule Bătrâne și cântec propriu-zis Câte doruri sunt pe drum. Bună ziua! Bună! Codrule bătrânule măi, stăpânule măi, firea-i să fi blestemat măi, de mine cât ți-am cântat. Uscat măi, să văd cum stă uscat măi. La 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 la, câte doruri pe lume, toate își fac drum pe la mine, toate își fac drum pe la mine. La 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 la, ca și omul călător măi, la 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 la, trăiește numai cu dor măi, la 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 la, ca și omul călător măi, la 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 la, trăiește numai cu dor măi, la 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 la.
suflet cu drag, ce-i port în suflet cu drag, măi, la 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 la. Dor de părinți și de sat, ce-i port în suflet cu drag, ce-i port în suflet cu drag, la 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 la. De fete și de fețuri, măi, la 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 la. De joc și de șezători, măi, la 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 la. Fete și de fețuri, măi, la 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 la. De joc și de șezători, măi, la 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 la. Și multă jale, și mi-aduce multă jale, la 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 la. Vine dorul de pe vale și mi-aduce multă jale, și mi-aduce multă jale, la 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 la. Vine trece suspirând, măi, la 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 la. E dragoste povestind, măi, la 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 la. Și suspirând, măi, la 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 la. De dragoste povestind, măi, la 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 la. Mulțumesc! În continuare, Robert Daniel Vlad, de la Clubul Copiilor Berca, are 11 ani, este pregătit de doamna Florentina Popescu, va interpreta doina Codrule cu frunză multă și cântec propriu-zis Pleacă un tren de la Buzău. O rog pe Diandra Popaiacu, dacă se află în sală, să vină în culise. Bine v-am găsit! Bine ai venit! Codrule cu frunză multă, codrule cu frunză multă, păsările-n tine cântă, nu e mândră să le audă. C-a plecat de vreme multă, te-aș tăia codre în două, să fac o potecă nouă. Of, of, măi codre, să văd pe o pincă rouă, să văd roua pe o pinci și pe mândra în papuci, să văd pe mândra că vine pe potecă drept la mine. Mulțumesc! Thank you.
de la buză în mână. Frunzuliță și un dudău pleacă un tren de la buză în mână. Și se duce fluierând măi, printre dealuri alergând măi, măi. Și merge din gara în gara la măicuța-n fapt de seară. Măicuța mea, măi, să mă duci unde-ți spun eu, măi, departe în satul meu, măi, măi. În satul meu natal, măi, la căsuța de pe deal, măi. Astfel se încheie categoria 11-14 ani. Luăm o pauză de 10 minute, după care ne vom revedea pentru categoria 15-19.